Regulile pentru transportul lichidelor în bagajele de mână se vor înăspri din nou pe toate aeroporturile din Uniunea Europeană din 1 septembrie. Astfel, de la această dată, pasagerii curselor aeriene vor putea transporta lichide în bagajele de mână doar în recipiente cu volum maxim de 100 de mililitri. De asemenea, pasagerilor li se va cere să împacheteze toate recipientele într-o singură pungă de plastic transparentă cu volumul maxim de 1 litru. Regulile privind transportul lichidelor introduse în 2006 au fost restrânse pe unele aeroporturi germane dacă bagajul putea fi controlat cu scanere de tomografie computerizată care utilizează o tehnologie dezvoltată în scop medical și pot desena rapid o imagine tridimensională a conținutului unui bagaj. Însă oficialii Uniunii Europene au formulat îndoieli cu privire la fiabilitatea noilor scanere de tomografie computerizată pentru bagaje. Totodată, medicamentele și hrana lichidă pentru bebeluși sunt exceptate de la regulile privind lichidele. Noile reguli UE permit ca recipientele cu lichide să rămână în interiorul bagajelor la punctele de control echipate cu scanere noi. Totuși, lichidele și dispozitivele electronice vor trebui în continuare să fie scoase din bagaje și prezentate separat la punctele de control dotate cu scanere convenționale care sunt comune încă pe multe aeroporturi din Uniunea Europeană.